Suntem la Casa Pentecostală Fântâna lui Iacov din Calafindești și, după cum se poate observa, aceasta a fost transformată într-un centru în care sunt oameni veniți din Ucraina. Mai exact, aici sunt 28 de copii cu doi însoțitori majori. Practic e o femeie care are 15 nepoți și 5 copii, iar o altă femeie este cu 5 copii și mai sunt alți 8 copii care au fugit din calea războiului. Nu s-au așteptat să fie primiți atât de bine și zic că e chiar mai bine decât la ei acasă. După cum se vede, sunt copii foarte mici, unii chiar bebeluși, de care trebuie să aibă grijă. Oamenii au venit cu tot ce au putut lua cu ei, după cum se poate observa, și așteaptă acum să vadă ce decizii va lua. Această femeie, de exemplu, a spus că ea vrea să se întoarcă acasă numai dacă acest lucru se va putea. Soțul ei urmă să fie luat la război. Aici, jos, se văd papucii micuților lăsați gata de plecare. Aici se văd paturile unde copiii au dormit astă noapte, da? Și unii dintre ei se mai și joacă pentru că le-au fost puse la dispoziție jucării. E o mobilizare impresionantă din partea autorităților de aici, din Calafindești, și semnele de solidaritate sunt extraordinare. Este într-adevăr emoționant să vezi un număr atât de mare de copii care nu sunt la grădiniță și nici la vreun cămin, ci pur și simplu au fugit din calea războiului și așteaptă acum vremuri mai bune. Cam așa au fost primiți în România, au ajuns în cursul zilei de marți, au deja o noapte dormit aici și așteaptă să vină un autocar care să-i ducă în Polonia, acolo unde vor să muncească și să câștige o pâine în mod cinstit. Cam acestea sunt imagini de aici, de la Calafindești.